A fost primul șef al Serviciului de Protocol de Stat și șef al Secției Relații Externe în primul Parlament. Despre experiența sa în evoluția acestui domeniu a relatat autorul Oreste Tăriță în lucrarea sa științifică intitulată Protocolul de Stat și Interstatal, Istorie și Actualitate. Orice eveniment care are loc la nivel de stat intră în aria protocolului, ceremonialului și etichetei. Sunt componente esențiale ale relațiilor pe plan extern într-o lume civilizată, afirmă autorul cărții. A apărut odată cu structurarea societăților umane și au apărut și normele de protocol. Protocolul, de fapt, este o normă care deci este folosită la toate activitățile oficiale. Mă rog, fie conferințe, fie vizite oficiale, fie negocieri. Protocolul practic delimitează locul fiecărui participant la o acțiune publică. Despre utilitatea acestei publicații la nivel internațional au vorbit ambasadori și scriitori. Deci este o carte foarte importantă pentru oricare țară și pentru Moldova de asemenea. Deoarece protocolul promovează niște relații mai apropiate între țări, mai prietenoase, stabilește acele cerințe care trebuie promovate de fiecare țară în relațiile internaționale. Prin vastitatea datelor, dar și prin claritatea expunerii, această carte poate fi numită o enciclopedie a tradițiilor, dar și a artei protocolului, eficiența comunicării să sporească și imaginea țării pe care o reprezentăm la fel să crească. Cartea adresată demnitarilor și personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, dar și cititorului care manifestă interes față de subtilitățile protocolului, poate fi găsită în bibliotecile din Republica Moldova.